Aici am vrut să ajung. Între cel care este viteaz și cel care este deștept, poate ascultă, poate nu ascultă, se mai documentează în stânga-dreapta. Închipuiți-vă să vedeți aceste două eduri undeva. Exceptăm fetele, sau poate și fetele. Pe care îți vine să te uiți? Pentru că unul îți spune 40.000 de euro și te gândești, a, nu-i bai, oricum, nu am, deci, da, n-am de ce să dau click. Pe de altă parte, dacă vezi, asta, într-adevăr, era și o campanie. Și, de fapt, toată campania se rezuma ca Ferrari-ul să-și prezinte noua lor pagină. Deci atât. În săptămâna respectivă, Edu a avut undeva la vreo 80.000 de click-uri. Nu este mult, este puțin. Voi decideți, eu nu mă dau exemple. Comparând cu celălalt, sincer, are sens. Acum revin din nou la... Adică nu revin. Acum vorbesc de fapt așa, așa, nu revin. Trebuie să spui tuturor care este limba ta pe care ai învățat-o prima dată. Da, eu slovac. Eu mă bălbâi. Ok. Aici vreau să arăt două exemple care de fapt e aceeași pagină. Dar pe cât îți de deștepți, pe atât de mult își strică lor. De ce? Nu cred că cineva vede, sau nu știu, sper, și vreau să știu dacă cineva vede greșeala, în ghilimele spus, care o văd eu acolo, la unul dintre pozele alea două. Tu ești o regie sau ai, nu știu, 10 site-uri ale tale. Sau poate sunt ale tale, sau poate lucrezi undeva, ești director de marketing, de, nu știu, de online, așa mai departe. Tu vrei bani pentru firmă. Foarte logic și corect până aici. Dar, și nu fac niciun atac la Google, să vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Dar, tu vrând ca să ai un câștig pentru firma ta, îți pui acel ad de Brava acolo ca să ai ceva, ca să ai publicitate. El, dar pe partea cealaltă, Bramacul, dacă vrea să aibă el reclamă pe pagina ta, nu mai are rost să vină la tine. Că o să zic, oh, dar oricum, îți prin Google acolo, ce mai contează? Însă acolo e bine. Deci, și tu, de fapt, te plângi sau te vaiți sau te gândești, bă, dar cum aș putea să fac mai mulți bani? Scoate-l pe ăla și vinde Cinema City. Fără reclamă, îmi cer scuze, dar e enorm de simplu. N-avem campanie anul ăsta, e slab. De ce e slab? Pentru că trebuie un pic să te uiți în grădina ta. Aici, din nou, ce este greșit? Orange-ul, că toți suntem la Orange, nu va merge niciodată la respectivul... așa, e și Photoshop și de toate pe acolo. Nu va merge niciodată la respectivii să le ceară un banner la ei pe site, din moment ce prin altă posibilitate deja ei sunt acolo. Nu are rost să cheltuie alți 10.000 de euro pe lună doar ca să aibă bannerul acolo. Ok. Ăsta e un preview referitor la de câte ori ați auzit chestia aia că bă, ăia nu plătesc bine, ăia nu plătesc la timp, ăia-s nașpa, nu plătesc iară nu plătesc, aștept două luni după bani, așa mai departe. Ce vreau să vă arăt aici, păi diferențele între a pune corect sau a delimita corect sau a nu delimita zonele care, pe care îți pui anumite reclame. De ce? Pentru că, sincer, dacă eu îmi pun, nu știu, un banner, oricare ar fi el, îl pun imediat sub articol. Logic, privirea instantanee, când am terminat să citesc articolul, mi se duce, nevrând, mi se duce din nou ca să citesc. Dar dacă eu îmi pun 10.000 de taguri și după aia undeva jos îmi pun ceva reclamă, nu? Că vreau și eu bani, e logic. Pentru asta am site. De unde conversie la jos? Adică eu vă vorbesc aici, dar jos mă joc cu piciorul. Cine vede? Nimeni. Numai dacă... Ei, asta e diferența unde vreau eu să vă arăt
Dacă o faci și dacă o faci bine, și Doamne, iartă-mă că ăsta e paperclip. Deci, sorry. Și să nu vorbim de display. Advertiserii, vreau să ajung, chiar am vrut să ajung la partea asta. Dacă ești safe, este total greșit. Nu știu de ce am făcut o piruetă acum, dar, în fin. De ce este total greșit dacă ești safe? Tu te gândești simplu. Bă, am o cafea. Îi neagră. Da. Hai să vindem cafea neagră. Nu? E safe. Toată lumea știe, cafeaua este neagră. Nimeni nu ți-ar zice, bă, nu, minte, e albă. Nu. Dar tu mergi pe varianta sigură, așa o să vând, pentru că toată lumea știe că cafeaua este neagră. Deci eu o să-mi fac reclamă cafea neagră. Așa și? Pe când, dacă nu gândești, pierzi. Ok. La fel ca și precedentul, exemplu cu Ferrari-ul. Era o altă campanie foarte bună. La campania, adică ad-ul suna așa. Un calculator fără virus sau... stai să traduc. Scapă de virus și din calculatorul tău sau ceva de genul ăsta. Dădeai click acolo, ajungeai pe pagina de la Microsoft și ți-arăta că nou Internet Explorer 8 îți alungă 90 sau 80% dintre atacuri. Și deodată te trezești, bă, stai un pic, eu am dat că fără virus, că nu vreau să am virus în calculator, e logic că normal că am, și la un moment dat am ajuns. Sincer, mi se pare enorm de genial această trecere între ceva care îți captează imaginea și până la urmă produsul final care ți este livrat. Acum nu zic că puneți, nu știu, bicicletă ca și poză sau eu știu, sau roata de bicicletă și tu de fapt faci vulcanizare. Nu mă refer la asta, dar știți voi la ce mă refer. Și de ce spun chestia cu dacă ești safe, e greșit? E pentru că într-o lume în care avem 10.000 milioane, miliarde, câte vreți, de alegeri de făcut, și partea asta îmi place cel mai mult, ce e cel mai logic să o faci? Să ignori. Pentru că dacă tu ai cafea neagră și tu ai cafea neagră și tu ai cafea neagră și tu și tu și tu și tu, eu stau și nu știu la... nu știu care să o iau. Exact ca și la orice alt produs care ți-l vinde oricine altcineva. Dacă nu ești un pic diferit față de tot restul, ignori. Deci îmi place fenomenal poza asta. Diferențele, de fapt, aici deja am vorbit, nu am apucat, am zis, n-am apucat să îmi termin prezentarea pentru că mi s-a trecat motorul și de la două am stat pe marginea șoselei și stăteam și mă uitam și așteptam să vină mașina. Unde, de fapt, faza funny din mașină e că eu, deci nu e prima oară când mi se strică. Schimbă. Ce să schimb? Motorul. A, nu, e o poveste, mai lungă poveste în la bere. Dar faza era că eu mi-am făcut o poză când am urcat prima oară în viața mea, mi-am urcat motorul pe trailer și am făcut o poză și am postat-o pe Twitter. Logic. Astăzi când îl sun pe tip îmi zice, bă, dar tu ce ai făcut cu poza ta? Zic, de ce? Ce, bă, mă tot sună că m-a văzut poză pe Twitter și acolo e numărul și mă sună că am nevoie de tractor. Deci, cum am fotografiat remorca, din greșeală am surprins și numărul de telefon. Și cum a rămas pe Twitter, lumea sună că, vezi, domnule, am și eu o problemă. Asta e doar în panel. Da, îmi cer scuze că nu am terminat, chiar mi-aș fi dorit să spun mai multe chestii care cred eu, sper eu, vreau eu să se schimbe. Dacă le știi, poți să le spui. Mă. Hai să lăsăm așa. Atât am avut eu de spus. Dacă aveți niște întrebări, puteți să mă întrebați. Dacă nu sunteți
bine veniți să mergeți cu mine la o bere. Cum zicea și chinezul, dacă nu la bere se fac afaceri, atunci unde?